Guvernul Republicii Moldova le-ar putea interzice prin lege agricultorilor de la sudul Moldovei să cultive porumb. Despre asta a declarat azi ministrul agriculturii Vladimir Bolea la un briefing. Potrivit oficialului, decizia este legată de distribuirea irațională a subvențiilor pentru culturile din a doua grupă, floarea soarelui și porumb. Prin urmare, în regiunile în care norma precipitațiilor este mai mică de 500 de milimetri, nu se vor cultiva culturi care necesită multă umiditate. Cât privește relansarea protestului fermierilor, ministrul a spus că problema acestora nu este lipsa banilor, ci abordarea și atitudinea, iar fermierii trebuie să reducă costurile și să caute modalități de a deveni mai buni și competitivi. Potrivit ministrului agriculturii Vladimir Bolea, interdicția prin lege de cultivare a porumbului pentru agricultorii din sudul Moldovei va ajuta la distribuirea corectă a resurselor alocate de stat. Ministerul Agriculturii este foarte bine ancorat în realitățile economice ale agricultorilor de Republica Moldova, repet, a tuturor. Și problematica lor este cea care am spus-o eu. Și, din păcate, nu rezolvă nimic din aceste probleme, abordarea cu lucrurile care sunt cerute. Toamna o să apară iarăși sudul Republicii Moldova cu probleme de cultură, eu sunt sigur, de cultură de grupa a doua. Floarea soarelui, spre exemplu, poate mai puțin, dar porumb. Și, sincer să fiu, pentru toată lumea este clar că ultimii 2000 de ani în sudul Republicii Moldova precipitații sunt la nivel de 200-300 de milimetri și porumbul are nevoie de 580-600 de milimetri ca să crească. În replică, unul dintre fermierii din sudul Moldovei a declarat că în anii cu precipitații suficiente el a avut profit mare, anume din cultivarea porumbului. Dacă dumneavoastră interziceți cultivarea porumbului, ce să cultivăm? Propuneți. Veniți cu soluții, nu doar cu interdicții. Statul ăsta a venit tot timpul numai cu interdicții. Veniți cu propuneri, propuneri clare. Cânepă, ce să cultivă? Bolea a mai spus că în data de 21 august, guvernul, prin decretul numărul 650, a alocat din fondul de rezervă al Agenției pentru Subvenții și Plăți în Agricultură 200 de milioane de lei. Cererile pentru subvenții suplimentare sunt recepționate din august până în 30 septembrie. Ne așteptăm la recepționarea unui număr de peste 3000 de dosare și noi la moment avem doar 264 de cereri depuse. Încurajăm fermierii să vină să depună cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru a putea beneficia de toate părțile pozitive a obținerii acestei subvenții. Domnul ministru a menționat despre ajutorul financiar care este oferit fermierilor ce au fost afectați de multiple crize în anul 2022. Într-adevăr, guvernul ne-a alocat din fondul de rezervă 200 de milioane de lei. Cine sunt eligibili sunt fermierii micro și mici. În conformitate cu hotărârea guvernului, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții de eligibilitate. Să facă dovada însămânțării cu cereale de primă grupă pentru recolta anului 2023, să dețină în proprietate folosință sau să exercite posesiunea asupra terenului cu destinație agricolă și să dispună de un cont bancar. Cu privire la relansarea protestului, Asociația Forța Fermierilor și declarațiile acestora despre sprijinul insuficient din partea statului, ministrul a spus că problema fermierilor nu este în lipsa banilor, ci abordarea și atitudinea, iar fermierii trebuie să reducă costurile și să găsească modalități de a deveni mai buni și competitivi. Ministrul a amintit că anul acesta au fost alocate 1 miliard 800 de milioane de lei, iar în ultimii 4 ani au fost alocate agriculturii peste 6 miliarde de lei. Și problemele nu sunt în lipsa banilor. Banii sunt plan 2. Întotdeauna trebuie să schimbată abordarea și atitudinea în problematică, pentru că aceiași oameni cu aceleași probleme și în 2017, și în 2018, și în 2019, și în 2020. Nu contează că în 2019 a fost secetă și nu au reușit, în 2020 a fost COVID și nu au reușit. Păi anul curent și pentru totdeauna, spre exemplu, Ucraina nu va dispărea niciodată de pe piața cerealilor din Uniunea Europeană sau de pe piețele unde noi mergem permanent. Potrivit ministrului, soluția ar fi doar creșterea eficienței muncii și a cheltuielilor, a productivității și crearea cooperativelor în care fermierii să se ajute reciproc. În replică, aceștia spun că sprijinul statului este insuficient și asta nu le permite să concureze pe piață.
este absolut zero în comparație cu subvențiile pe care le primesc colegii noștri din țările vecine. Mă refer la țările Uniunii Europene, care se învecinează cu noi și cu ei trebuie să fim competitivi sau să beneficiem de aceleași privilegii pe care le au ei. Dar, din păcate, beneficiem de mult mai puțin. Asociația Forța Fermierilor a anunțat săptămâna trecută reluarea protestelor, întrucât suma de 200 de milioane de lei alocată pentru compensații la cerealele de primă grupă este de 6 ori mai mică decât cea necesară, comparând compensațiile pe care le primesc cu cele ale fermierilor din Polonia, România, Bulgaria, Slovacia și Ungaria, unde acestea variază între 300 și 674 de euro per hectar de grâu. Fermierii intenționează să organizeze proteste cu tehnica agricolă imediat după recoltarea cerealelor din grupa a doua. În plus, aceștia au anunțat că va fi convocat un congres al fermierilor care să analizeze situația din sectorul agricol în contextul crizelor din 2022-2023 și să formuleze poziția civilă a fermierilor în raport cu autoritățile sau cu unii reprezentanți ai autorităților. Asociația Forța Fermierilor a organizat în iunie mai multe proteste atât la Chișinău cât și în localitățile țării. După ce autoritățile au anunțat alocarea 200 de milioane de lei, fermierii au decis să suspende protestele până la 1 august, dar cu anumite revendicări. Este vorba de identificarea banilor pentru alocarea compensațiilor fermierilor micro, mici și mijlocii, aducerea din România a 4.000 de tone de motorină și introducerea unui moratoriu până în 31 decembrie curent, la penalitățile și comisioanele la credite. Premierul Dorin Răcean spunea că anul acesta fondul de subvenționare este de 1.600 de milioane de lei, iar ceea ce cer fermierii înseamnă încă 700 de milioane de lei, bani pe care Moldova nu îi are. Ministrul Agriculturii a cerut susținerea partenerilor europeni, cărora le-a prezentat situația din domeniul agricol cu cifre și calcule. Răspunsul Comisiei Europene nu a venit încă. În ceea ce privește moratoriul pe credite, ministrul Bolea spunea că trebuie studiată situația fiecărui fermier în parte.